Dragi copii, bună seara! Bună seara! Din nou vă invit să călătoriți în lumea minunată a basmului, ocaua lui Cuza. Cuza Vodă, domnitor bun și iubitor de popor, obișnuia adesea să se îmbrace ca un om de rând și să se amestece prin norod, deoarece dorea să afle el însuși cum trăiesc oamenii și ce necazuri se abat asupra lor. Așadar, într-una din zile, și-a pus căciula și sumanul țărănesc pe care le păstra pentru asemenea ocazii, apoi a luat două putini cu lapte și s-a dus în târg la Galați. Se pare că domnitorul aflase că unii negustori nu foloseau ocaua cea mare, așa cum hotărâse o lege din acea vreme și căreia poporul îi spunea ocaua lui Cuza. A căutat, deci, asemenea unui țăran oarecare, să-și vândă laptele la un băcan. Despre acest băcan se vorbea prin târg că n-ar fi cinstit și că vinde cu ocaua mică, deși nimeni nu-l putea prinde cu mâța în sac. Domnitorul se gândi să pună la încercare acest negustor. Jupâne negustor, de-i vrea, nu ți-o-i cere bani, începu așa zisul țăran să se tocmească de îndată ce ajunse în fața negustorului. Cine-o mă învoi ca la șase o cale de lapte să-mi dai una de un de lemn? Fie precum voiești, a primit negustorul cu ochii vicleni sticlindu-i. A luat de pe teșghea ocaua lui Cuza și s-a pus să măsoare laptele sub ochii omului. 24 de ocale. A socotit apoi că trebuie să plătească în schimb 4 ocale de un de lemn. Țăranul nostru nu se află prea bucuros de socoteală și i-a trase atenția negustorului. Să măsori drept cu aceeași oca? Păi nu poți să-ți măsori cu asta, omule, că e plină de lapte, îți măsori cu asta la altă, spuse omul, scoțând de sub teșghea o altă oca. Dar ocaua asta e mai mică, observă supărat țăranul nostru. Fii cinstit așa cum sunt și eu cu tine. Negustorul nici că voia să audă una ca asta. Se prefăcu tare supărat și jignit și răspunse domnitorului. Că bine te mai preface, le cunoaște nepricopsitule. Ocaua e oca și gata. Îmi cunosc eu meseria mai bine decât unul ca dumneata. În acel moment țăranul nostru și-a scos căciula din cap, a lepădat sumanul și s-a înfățișat înaintea negustorului viclean în tunica albastră cu epoleți auriți, semn al domnitorului. Neguțătorul a înlemnit recunoscându-l. Știa acum că a avut de a face cu însuși domnitorul și că va fi pedepsit aspru pentru o astfel de purtare. Domnitorul îi spuse cu o voce apăsată. Ei, negustorule, mai poți acum cârti că nu te-am prins cu ocaua mică? Nu mai pot zice nimic. Dar promit să nu mai fac, măria ta, iertare îți cer. Se tângui omul nostru. Cuza Vodă porunci să îi se lege de gât cele două ocale și să fie purtat în acest fel prin târg ca să afle lumea că a căutat să înșele oamenii cinstiți. Pedeapsă îți va fi să ridici ocalele pe rând, să le arăți lumii și să zici cu voce tare cu care vei vinde și cu care n-ai să mai vinzi de aici încolo. Am să fac precum poruncești, măria ta, iertare! Așa să fie, că de nu te voi vizita din nou și atunci nu voi mai fi atât de îngăduitor cu tine. Neguțătorul, dragii mei, nu a avut încotro și îndeplini porunca. Fuzărit chiar în acea zi pe ulițe, însoțit de străjile domnitorului. Ridica omul nostru o caua mică și striga cât îl ținea gura. Cu asta nu! Apoi o ridica pe cea mare și striga din nou. Cu asta da!
Și așa l-au plimbat slujitorii domnești prin tot târgul, iar această plimbare i-a fost negustorului de ajuns ca să se facă, dragii mei, om cinstit. Noapte bună, copii! Noapte bună!